Un bărbat în vârstă de 82 de ani fusese dat dispărut seara trecută. Bărbatul plecase să ducă animalele la păscut, fiind ulterior de negăsit de către familie. Din fericire, acesta a fost găsit în această dimineață de către organele abilitate. Bătrânul în vârstă de 82 de ani este din comuna Șișești, județul Mehedinți. Din spusele rudelor, seara trecută acesta plecase cu animalele la păscut, dar s-a rătăcit pe drum. Bărbatul avea probleme de sănătate, iar îngrijorată fiind de starea bătrânului, familia a alertat organele abilitate. Mai multe echipaje de pompieri, dar și polițiști au pornit în căutarea bărbatului. Din fericire, în această dimineață, bătrânul a fost găsit. Seara trecută, un bătrân de 82 de ani din comuna Șișești, județul Mehedinți, plecase să aducă animalele de la păscut, dar s-a rătăcit pe drum. Văzând că orele trec și bărbatul cu probleme de sănătate nu revine la domiciliu, soția sa a sesizat autoritățile cu privire la dispariția acestuia. Efective de polițiști și jandarmi s-au mobilizat pentru a efectua verificări în zonele apropiate în vederea identificării bătrânului. În această dimineață, în jurul orei 6, persoana respectivă a fost găsită. După ce a fost găsit de polițiști și jandarmi, bătrânul în vârstă de 82 de ani a fost condus în siguranță acasă.